Cum ți s-a părut conferința de presă a lui Kyros Varsaras, 3 ore și jumătate aproape? Eu îți mărturisesc foarte sincer că mai bine nu făcea. Știu, o să-mi zici probabil, dacă nu o făcea nu era bine, dacă a făcut-o e bine, dar știi cum e? Dăm voie, nu zic nimic, uite așa. Ha. Bun, acum... Da, ți-am pus o întrebare grea. Da, nu, răspunsul e greu, tot timpul întrebările sunt ușoare. Răspunsul e greu. Da. Ei sunt niște profesioniști, da? Deci plecăm de la ideea că noi suntem consumatori de fotbal, apreciem faze, vedem, nu suntem la cursurile lor, nu știm ce recomandări li se fac la nivel european în tratarea anumitor faze, știu că fac cursuri, știu că fac tot felul de, au tot felul de informări de la... Cu asta se ocupă toată ziua. Da. Cu arbitrajul. Asta vreau să, adică aș vrea să cred că toate explicațiile pe care le-a dat acolo vin în urma acestor recomandări mai noi, pentru că ele se tot schimbă. De la an la an în arbitraj, cele 17 reguli ale jocului nu se schimbă decât foarte, foarte greu. Recomandările însă vin în fiecare an. Tratați faza asta așa, așa, așa. Vreau să cred că ce a spus ieri la conferință vor fi recomandări de care noi nu știm sau n-am aflat, sunt ultimele trenduri în arbitraj și în continuare îl tratez ca un profesionist, pentru că până la urmă el e șeful Comisiei de Arbitri, el a fost un mare arbitru internațional, el pregătește... Bun. Vreau să spun o întrebare foarte simplă. Avem o conferință de presă foarte lungă, da? Părerea mea, mai degrabă faci o conferință la o săptămână, două, decât să faci o conferință din asta în care mai degrabă pare o conferință făcută la presiunea presei și opiniei publice, mai înțeles? În fine, astea sunt deja nuanțe. Un singur lucru vreau să te întreb. Nu ți se pare totuși cel puțin deplasat, da? Știi, ai văzut și tu, presa s-au folosit cuvinte grele. Foști mari arbitri aproape că l-au luat și la înjurături, ceea ce nu e ok și cu asta nu sunt de acord. S-a sărit calul, mai înțeles. Dar, Andrei, nu vreau să folosesc cuvinte, repet, grele, dar ție, de exemplu, ți s-a părut normal că într-o conferință de 3 ore și jumătate în care s-au prezentat nu știu câte faze, în absolut nicio fază arbitrii n-au greșit? Nu, niciuna. Nu, repet, Andrei, în niciuna. Adică a fost, cum să spun, un discurs al lui Kyros Varsaras care ne-a amintit de niște vremuri de mult apuse în care un singur om avea dreptate, da, îl chema Nicolae Ceaușescu, așa, în care toată lumea aplauda și în care orice făcea partidul era bun. Adică, pe mine asta m-a frapat. Ok, înțeleg perfect că aper, ca să spun așa, breasla și ți-a per munca ta, ca și Kyros Varsaras. Dar pe mine, îți spun sincer, chiar m-a șocat, aș putea spune chiar m-a șocat, faptul că din enumerarea aceea de faze, multe, cum să spun, care deja ne-am exprimat cu toții aici, nu trebuie până la urmă să fiu urmare specialist, Andrei, toate fazele au fost judecate corect, nu a fost nicio greșeală, nu s-a dat greșit niciun cartonaș roșu, arbitrii au 100% decizii corecte. Nu e. A fost o greșeală la Ejuma cu Armaș. Da. Nu e. Atât. Nu e chiar, adică eu, din punctul de vedere al comunicării, da, eu cred că lucrurile puteau fi făcute mult mai bine. Și nu doar la conferința asta, ci și în decursul timpului. Dar CCA este autonomă, este, nici nu vreau să mi-e și teamă să trec pe acolo, pe lângă te vede cineva că intri pe la CCA, zice că cine știe ce vrei să faci. Deci din punctul de vedere al comunicării, n-a fost grozav. Cred că puteau fi făcute lucrurile mult mai bine, nu doar la conferința de ieri, ci pe durata întregului mandat. Din punct de vedere al deciziilor, al fazelor prezentate acolo și explicațiilor pe care le-a dat la foarte multe dintre ele, eu sunt convins că în interior discuțiile sunt altfel. Adică, așa cum vedem și la echipele de fotbal,
vine antrenorul la interviu, noi încercăm să spunem, da, ăla a fost prost, da, să scoatem de la el, să scoatem ceva de la el și el spune, asta e bucătăria noastră, asta o să o rezolvăm înăuntru, băieții s-au dat viața, s-au dăruit, atitudine, mi-a plăcut de ei, n-am nimic să le reproșez și sunt convins că în momentul de după 5 minute când intră în vestiar, aruncă cu sticlele pe acolo și să ia de toată lumea. Crezi că același lucru se întâmplă și la antrenor? S-a întâmplat și la comisie? Eu sunt convins de chestia asta, că au fost muștruluiți? Că au fost foarte multe situații în care li s-a explicat că au greșit în anumite faze. Și de ce spun asta? Pentru că au fost reținuți de la delegări foarte mulți arbitri, inclusiv cei cu nume mare în momentul ăsta. Nu știu, Ișvan, de exemplu. Ișvan a fost în cabina VAR la Rapid cu CFR. Da. Asta apropo de discuția pe care tot am auzit-o, că dacă era Ișvan acolo, Ișvan a fost la Rapid cu CFR. Două penalturi pentru Rapid la 2-1 ăla din... Cu Popa. Da. La centru, da? Cu Popa cu la Cătălin centru. Popa, da. Da? E, s-a constatat probabil și el n-a mai fost o perioadă delegat, da? Adică eu sunt convins că în interior lucrurile sunt muștruluiți, se discută, nu? Practic, se nu? Discută și se explică arbitrilor ceea ce au făcut bine, ceea ce au făcut rău, iar în exterior încearcă, e o încercare de a apăra așa cum... De a coafa? Cum ai zis și tu. Doar că ți-am zis, din punct de vedere al comunicării și aici cred că mă pricep puțin mai bine decât la arbitraj, cred că lucrurile se puteau face altfel, cu mult timp înainte, da. Bun, te întreb ceva, pe tine te-a convins Chiros Vasaras ieri? Îți spun sincer că n-am urmărit conferința de presă, că eram implicat într-o altă ședință, am citit ce s-a redat în presă, până nu o văd, nu pot să spun, pentru că știi cum, de multe ori sunt lucruri scoase din context și nu pot să să-mi dau seama, dar așa, la prima vedere, la nivel de comunicare, eu nu vorbesc de esență, de ce e acolo, cred că lucrurile puteau fi făcute. Deci n-a convins la nivel de comunicare, cel puțin. Adică mai sunt și reguli de genul ăsta, știi cum e, la fotbal, la antrenorat, o ședință nu trebuie să depășească 12-15 minute maxim. O conferință de presă, în general, nu și credibilă. Așa, trebuie să fie țintită, nu trebuie să aibă mai mult de 40 de minute, 50 de minute, ideile să fie foarte clare, adică cu cât te lungești mai mult... Risc să greșești. Da. Adică, și a apărut așa... E ca la subiectul multiplu. Da, a apărut așa că e ca un vinovat, cu ghilimele, care tot pledează, tot încearcă să convingă juriu că nu, de fapt nu, că nu e vinovat. Așa a apărut. De-aia și dura 3 ore jumate. Da, 40-50 de minute a durat doar lecția VAR-ului. Da. Care s-a făcut și acum un an. Bun, mai am o întrebare, Andrei, pentru tine. De ce la comisie, la noi, e senzația asta de senzația asta așa de aroganță? Pentru că, din păcate, așa a apărut. Nu, domne, noi le știm pe toate, nu și așa mai departe. Bun, e adevărat, sunt scoase și din context foarte multe lucruri. Este și o agresivitate a presei, ca să spun așa, pentru că presa simte sânge, știi cum se întâmplă? Presiunea, interesul e uriaș acum, pentru că mai sunt 5 etape de play-off, este cel mai disputat play-off, miza este uriașă. Faptul că CFR-ul a ieșit din Cupa României a triplat miza pentru următoarele 5 meciuri, pur și simplu le-a triplat. Dar, repet, mie asta nu mi-a plăcut, pentru că a apărut în multe momente, asta nu mi-a plăcut la Vasaras, a toate știutori, chiar arogant în multe momente. Poate că, repet, poate că este o senzație extrasă din context. Se poate și asta să fie. Dar nu și-a gestionat cum trebuie. Și uite, vreau să vin cu următoarea întrebare. În Anglia a devenit o cutumă, arbitrii când greșesc, comisia iese și își cere scuze public. Pur și simplu, iese și își cere scuze public. M-ai înțeles? La Vasaras n-am văzut nimic. Adică, știi ce aș fi apreciat? Măcar să spună, dom'le, unde am greșit, ne cerem scuze, suntem oameni. Cuvântul ăsta n-a existat. Horia, și tu, și eu, și Cristi suntem oameni de comunicare. Știm niște reguli, știm niște practici și știm cum ar trebui să se întâmple lucrurile astfel încât și în momentul în care greșești, oamenii să te poată înțelege. Cei care nu au făcut studii în comunicare și care nu vor să întrebe pe nimeni și care cred că le știu pe toate, e posibil să cadă în greșeală. Adică aș fi acceptat măcar un cuvânt. Dom'le, unde s-a mai greșit, ne cerem scuze.
n-a fost cu intenție, ne facem treaba, suntem oameni. Și aș fi înțeles, dar înțelegi, Andrei, bă, să nu spui totuși o virgulă măcar. Dom'le, poate am greșit și noi. 3 ore jumate să spui chiar pe un ton agresiv la un moment dat. Repet, nu vreau să-l acuz pe Vasar, îl înțeleg că s-a apărat, asta înțeleg. Și-a apărat Bresla, și-a apărat, repet, munca lui. Dar Andrei, să nu-și cer totuși scuze pentru ce s-a greșit, măcar, știi tu, la nivel de frumos. Domnule, ne cerem scuze. Suntem oameni, vă rugăm să ne înțelegeți. Sunt fel de abordări. Pentru că adică crezi că cuvântul scuze era prea mare? Nu știu dacă neapărat scuze, adică era mare? Era exagerat? Și contează părerea mea, nu te întreb, contează mai puțin, că poți să-și ceri scuze, de fapt, să nu-ți pese. Adică poate să fie doar o chestie de față. Da, exact. Cu atât mai mult. Discuție de genul ăsta am avut-o cu Daum, și știți foarte bine care a fost relația mea cu Daum. Da? Și în fața antrenorilor, a fost invitat la un curs pro, le-a spus antrenorilor în față, niciodată să nu-mi recunoașteți când greșiți. Asta a fost fraza pe care el a folosit-o acolo. Și după ce a ieșit de acolo, m-a întrebat cum a fost și am spus, mister, eu din punctul meu de vedere e o eroare. Nu, deci Vasaras cred că a participat la conferința, la cursul lui Daum. Sau l-a văzut. Înțeleg. Nu știu la ce a participat, dar unii oameni nu sunt de acord cu această teorie. Și merg pe ea, uite că au ajuns în funcții mari. Dar vezi, imaginea publică se face țândări. Aici e că oamenii de comunicare știu foarte bine care sunt avantajele și dezavantajele